Vă salut pe cei interesați de o nouă întrebare care să ne pună mintea la lucru. Săptămâna trecută v-am pus trei întrebări, toate legate de cadranul unui ceas clasic. Am primit răspunsuri corecte de la o singură persoană, de la Emilian Colceru. Să revedem întrebările. Prima întrebare, cea mai ușoară, se referă la un cadran pe care nu sunt trecute nici diviziuni și nici ore. Se văd doar cele două limbi ale ceasului, orarul și minutarul, care în acest moment sunt exact suprapuse. Gândiți-vă că vedeți o fotografie a ceasului. Și întrebarea este cât este ceasul, dar fac o precizare, cât este ceasul exact, adică ora, minutul și secunda. La secunde va trebui să rotunjiți, probabil, la un număr întreg. În ciuda aparențelor, răspunsul este ușor de găsit. Trebuie doar să știm cât timp trece între două suprapuneri ale minutarului și orarului, între două suprapuneri consecutive. Pentru asta, să numărăm de câte ori se întâmplă acest lucru în 12 ore. Nu voi începe cu ora 12, pentru că și acolo avem o suprapunere, nu? Să vedem de câte ori se suprapun limbile ceasului după ora 12. Prima suprapunere are loc la ora 1 și ceva, apoi la ora 2 și ceva, 3 și ceva, 4 și ceva, 5 și ceva, 6 și ceva, 7 și ceva, 8 și ceva, 9 și ceva, 10 și ceva. Avem deci 10 suprapuneri până aici, iar următoarea suprapunere nu va fi la 11 și ceva, ci la ora 12. Deci încă una. Și atunci asta înseamnă că în 12 ore, limbile ceasului se suprapun de 11 ori, ceea ce înseamnă că timpul care trece între două suprapuneri consecutive este de 12 supra 11 ore. Pentru că viteza limbilor ceasului este constantă. Deci timpul care trece între două suprapuneri este același cu timpul care trece între următoarele două suprapuneri și așa mai departe. Acum, cine este cât de cât familiarizat cu cadranul ceasului, știe că ora pe care o arată acest ceas este 3 și ceva. Este după 3, dar nu este încă 4. Și asta înseamnă că este vorba despre a treia suprapunere după ora 12 a limbilor ceasului. Asta înseamnă că timpul care a trecut de la ora 12 până acum este de 3 ori 12 supra 11. Pentru că, vă aduc aminte, timpul care trece între două suprapuneri consecutive ale limbilor este 12 pe 11 ore. Și atunci avem ora sub formă de fracție, 36 supra 11. Este ora 36 supra 11. Mai trebuie doar să vedem ce înseamnă asta în ore, minute, respectiv secunde. Păi 11 intră în 36, puteți vedea calculele aici, de 3 ori. Înseamnă că avem 3 ore întregi. Deci este ora 3 și ceva. Rămân 3 supra 11 ore, pentru că rămâne rest 3 după ce împart 36 la 11. 3 supra 11 ore înseamnă câte minute? Păi înseamnă de 60 de ori mai multe, pentru că într-o oră sunt 60 de minute. Și atunci înseamnă că voi avea 3 ori 60 supra 11 minute, adică 180 supra 11 minute. Dacă facem împărțirea, vom vedea că 11 intră în 180 de 16 ori. Și rămâne rest. Rămâne rest 4. Înseamnă că avem 3 și 16 minute. Mai trebuie să vedem câte secunde sunt. Păi a rămas rest 4 supra 11 minute, care înseamnă câte secunde? Păi de 60 de ori mai mult, pentru că într-un minut sunt 60 de secunde. Adică înseamnă 4 ori 60 supra 11, adică 240 supra 11 secunde. Dacă facem împărțirea, vedem că asta înseamnă aproximativ 21,8 secunde, adică aproximativ 22 de secunde. Și înseamnă că ora este
3, 16 minute și 22 de secunde. A doua întrebare. Avem un ceas cu cadran pe care sunt diviziuni, dar nu sunt trecute orele. Problema este că ceasul s-a rostogolit, deci ora 12 nu se mai găsește sus. Nu știm unde este. Presupunând că limbile ceasului sunt exact acolo unde trebuie să fie, adică nu sunt deloc deplasate față de poziția lor corectă, întrebarea este din nou, cât este ceasul? Să vedem ceasul. Între două ore consecutive, pe cadran sunt 5 diviziuni. Ele înseamnă pentru minutar minute, evident, dar cât timp înseamnă pentru orar? Orarul parcurge un interval dintre două ore fixe într-o oră, evident. Și pentru că într-o oră sunt 60 de minute, înseamnă că el are nevoie ca să parcurgă o diviziune mică de 60 împărțit la 5, adică de 12 minute. Și înseamnă că ceasul nostru arată o anumită oră plus 36 de minute, 12 ori 3, pentru că sunt 3 diviziuni parcurse de la anterioara oră fixă. Dar pentru ca minutarul să fie în dreptul diviziunii 36, ora 12 trebuie să fie aici. Atunci minutarul va arăta și 36 de minute. Și asta înseamnă că este ora 2 și 36 de minute. Să vedem acum a treia întrebare. Avem din nou un ceas cu cadran pe care sunt diviziuni, dar nu sunt trecute orele, și acest ceas s-a rostogolit și el, așa că nu știm unde este ora 12. Ceasul are 3 limbi, orarul, minutarul și secundarul, dar ele sunt la fel, au aceeași lungime și aceeași formă. Presupunând din nou că limbile ceasului sunt exact acolo unde trebuie să fie, vă întreb din nou cât este ceasul. Să revedem ceasul. Am notat limbile ceasului cu A, B, respectiv C, ca să fie mai ușor de formulat explicația. Să vorbim întâi despre limbile A și B, care sunt amândouă în dreptul unei diviziuni orare. Asta înseamnă că niciuna dintre ele nu pot fi orarul. Să vedem de ce. Să presupunem că A este orarul. Atunci, dintre celelalte două, cea care este în dreptul unei diviziuni orare trebuie să fie minutarul, pentru că e oră fixă. Și atunci B ar trebui să fie minutarul și mai mult decât atât, el ar trebui să arate ora 12, pentru că, repet, este oră fixă. Dar, dacă este oră fixă, atunci și C, care în cazul ăsta ar fi secundarul, ar trebui să fie la ora 12. Și dacă repetăm raționamentul pentru limba B, o să vedem că ajungem la aceeași concluzie și anume că nici A, nici B nu pot să fie orarul, pentru că dacă ar fi, atunci celelalte două ar trebui să fie suprapuse. Ori nu este așa. Așa că mai rămâne doar posibilitatea ca limba C să fie orarul. Și limba C, se vede pe desen, a trecut cu un pic de-a patra diviziune, ceea ce înseamnă că au trecut de la ultima oră fixă un pic mai mult de 48 de minute. Pentru că o diviziune mică pentru orar, am arătat deja, înseamnă 12 minute. Și 4 ori 12 este 48. Dar celelalte două limbi, A și B, sunt în dreptul unei diviziuni orare. Înseamnă că singura posibilitate pentru acele 48 și ceva de minute este să fie 50 de minute. Mai observăm că între limbile A și B avem 10 diviziuni care reprezintă minute. Ceea ce înseamnă că singura soluție este ca limba A să fie minutarul, limba B să fie secundarul, care trebuie să fie în dreptul orei 12. Și atunci ora este 4 și 50 de minute, sau cum se mai spune, 5 fără 10. Iar limbile ceasului sunt C, orarul, A,
minutarul și B, secundarul. Și acum întrebarea de azi. Ea este legată de o scurtă, dar interesantă povestire a cărei acțiune se petrece în Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Trebuie să fac o scurtă paranteză, sper să nu încalcur în drept de autor, pentru că am citit undeva povestirea asta, care se pare că pleacă de fapt de la o întâmplare reală, și aș menționa cu plăcere sursa, dacă mi-aș aminti unde am citit-o. Mi-ar plăcea să-mi amintesc până săptămâna viitoare și să vă pot spune, să sperăm că va fi așa. Am reținut-o pentru că ea ne arată cât de puternică poate să fie statistica în mâinile unui om care se pricepe să o folosească. Și acum povestirea. În timpul celui de-al doilea război mondial în Germania, pâinea era raționalizată. Bine, nu numai pâinea era raționalizată, cam toate alimentele erau, dar pe noi ne interesează pâinea. Oamenii aveau cartele și puteau să cumpere zilnic doar un anumit număr de chifle pe cap de om, iar chiflele aveau 200 de grame. Brutarii aveau forme în care puneau aluatul și, bineînțeles, chiflele nu aveau toate masa de exact 200 de grame, unele aveau mai puțin, altele mai mult. Un profesor de matematică, pensionar, s-a apucat să cântărească fiecare chiflă pe care o cumpăra de la brutărie și să noteze pentru fiecare chiflă masa. După ce au trecut câteva luni, a reprezentat grafic numărul de chifle în funcție de masa lor. Cam așa cum vedeți aici. După cum vedeți, pentru fiecare masă avem un anumit număr de chifle. De pildă, au fost 114 chifle cu masa de 188 de grame. Au fost 105 chifle cu masa de 186 de grame și așa mai departe. N-am pus toate masele în partea de jos a graficului, ci doar pe cele care se exprimă printr-un număr par, pentru că altfel graficul ar fi devenit foarte înghesuit. Și de asemenea, n-am pus datele pentru partea din dreapta a graficului. Am desenat graficul doar ca să vă faceți idee cum a procedat profesorul. Forma graficului era cea corectă, cea la care se aștepta profesorul, și anume o așa numită distribuție Gauss. Aceasta se numește o distribuție normală. Forma de clopot a graficului arată că datele n-au fost manipulate. Numai că datele sunt întotdeauna distribuite în jurul unei anumite valori, iar de data asta, valoarea respectivă nu era corectă. Pentru că, deși graficul arăta o distribuție normală, distribuția era în jurul valorii, după cum vedeți, de 188 de grame și nu în jurul valorii de 200 de grame, cum ar fi trebuit. Asta însemna că brutarul avea formele în care turna aluatul mai mici decât ar fi trebuit. În loc să aibă forme pentru 200 de grame, formele lui erau cam pentru 188 de grame. Profesorul s-a dus la brutar acasă și a spus cam așa: am constatat că formele pe care le folosești nu sunt pentru greutatea legală, ci mai mici. Bineînțeles că brutarul a spus: cum adică nu sunt mai mici? Numai că aluatul nu se distribuie uniform în forme și unele chifle au masa mai mare, altele au masa mai mică. Nu pot să fie exact la fel. Bineînțeles, a răspuns profesorul, știu foarte bine acest lucru, dar eu am cântărit toate chiflele pe care le-am cumpărat, am notat toate valorile și am o metodă, se numește metodă statistică, prin care pot să dovedesc că formele tale sunt, în cel mai bun caz, pentru 190 de grame, dar nu pentru 200 de grame. Și am venit să-ți spun că voi continua să cântăresc chiflele și să folosesc metoda mea, și dacă de mâine nu vei schimba formele cu altele corecte de 200 de grame, voi merge la poliție și te voi denunța. Brutarul s-a speriat, evident, în vreme de război
Legile erau foarte aspre și exista chiar riscul să fie executat pentru înșelarea cumpărătorilor. Mai permiteți-mi să fac o foarte mică paranteză, n-are legătură cu fizica, cu logica, nici cu matematica, dar nu mă pot abține să spun ceva în legătură cu acest brutar. În ziua de azi, un asemenea brutar nu riscă practic nimic. Chiar dacă este prins, lucrurile se rezolvă cumva până la urmă. Sunt sigur că lucrurile merg din ce în ce mai rău, nu numai în România, ci cam peste tot, tocmai din cauza acestei lipse a pedepsei. Ordinea ar fi să ne pese întâi de obligații și apoi de drepturi. Pentru că dacă toată lumea și-ar îndeplini obligațiile corect și în legalitate, atunci ar fi respectate și drepturile. Dar reciproca nu este adevărată. Din păcate, asta nu e o problemă de fizică. Dacă ar fi fost o problemă de fizică, era rezolvată de mult. Este o problemă politică. Și acum finalul povestirii și întrebarea. Brutarul nu și-a schimbat formele pentru că a crezut că a găsit o metodă prin care îl poate păcăli pe profesor, și anume, de câte ori venea profesorul să-și ridice chiflele, îi le alegea pe cele mai mari. După câtva timp, văzând că profesorul nu mai spune nimic, s-a liniștit brutarul și chiar credea că a scăpat. Dar după câteva săptămâni, profesorul s-a dus la poliție și l-a denunțat pe brutar. Și întrebarea este, cum a putut profesorul să știe că brutarul nu și-a schimbat formele, cu toate că brutarul îi alegea de fiecare dată cele mai mari chifle? Aștept răspunsurile voastre. La revedere!